Întrebarea zilei acum, pentru că vă spuneam înainte de pauză, avem o întrebare ușor tricky, cum s-ar spune în română, tricky? Ciudată. E, nu ciudată, delicată. Cine ia deciziile în casă? Cine câștigă mai mult sau cine se impune mai mult, că e mai autoritar, poate ridică tonul, poate că știe, nu știu, să întoarcă lucrurile în favoarea lui. Mie mi s-a părut ușor tendențios aici cine țipă. Cine poate e cocoșul în casă, practic, nu? Da. Cine ia deciziile? Cine cântă contează de dimineață? Ce e pe fluturaș? Ați mai auzit cuvântul fluturaș? Nu l-am mai auzit de mult. Nu se mai folosește aproape. Fluturașul. Așa. Banii intră pe card. Sunt unii care iau banii cash. Sunt foarte mulți oameni care, știi că am avut discuția asta, oameni care nu vor să-și facă un card. Ne puteți scrie pe Instagram și acum vedem ce au răspuns oamenii. Da, și foarte important, un nou studiu arată că femeile câștigă lunar cu 200 de lei mai multe decât bărbații, dar nu iau decizii în casă, mai arată tot aceleași date. Cocoș. Cine câștigă mai mult? Eu. Și cine vorbește mai tare? Soția. Dar nu a mea, că eu nu sunt căsătorit. Păi, femeia vorbește mai tare deciziile, tot femeia le ia. Și cine câștigă mai mult? Tot femeia. Amândoi vorbim tare, deciziile le luăm împreună și suntem pensionari. Soțul câștigă mai mult, are pensia mai mare. Deciziile în casă le luăm de comun acord. Cine câștigă mai mult? Nu m-am gândit la chestia asta, dar cred că luna precedentă am fost eu, deși suntem aproape acolo ca și câștig. Și cine țipă mai tare sau? Cine vorbește mai tare ca să... Tot eu. Amândoi vorbim mai tare, deciziile le luăm împreună, că suntem familie și... Cine câștigă mai mult? Tu. Eu. Deciziile în casă? Cred că la răspunsul și știți. Nici într-un caz nu eu. Da? A doua întrebare? Cine câștigă mai mult? E și aici aveți răspunsul clar. Normal că bărbatul trebuie să câștige un pic mai mult, nu? Întotdeauna femeile, dar ele au dreptate, pentru că noi suntem supuși tăcere, dar baza e tot în noi. Că noi de asta suntem bărbați, să protejăm, să apărăm familia. Cine vorbește mai tare? Cine se mai enervează? Eu cam, mai mult? Eu cam sunt mai iute. Dumneavoastră? Tac, șerab. Cine aduce cei mai mulți bani în casă pentru dumneavoastră? Dumneavoastră sau dumneavoastră? Soțul. Soțul. Da. Da? Soțul, da. Tot timpul a fost așa? Da. Și deciziile în casă cum? Cum le luați? Împreună. Cine vorbește mai tare în casă? Cine mai e nervos? Avem 39 de ani de căsătorie și ne-am înțeles, nu au fost discuții. Dacă contau banii, nu eram împreună după atâți ani. Îi iubesc pe oamenii ăștia care ne-au răspuns și le mulțumim colegilor noștri reporteri care au pus întrebările pe stradă. Dialoguri foarte, foarte interesante. Mi-a plăcut domnul care a spus că într-o lună am câștigat eu mai bine, într-o lună a câștigat ea mai bine. Foarte rezonabil. Cumva s-au echilibrat. Da, da. Și, cred da, că și e foarte bine care... așa. E foarte bine așa. Dacă și sunt, au fost răguți și bărbații care au recunoscut așa senin, că evident că nu eu iau deciziile. Mi s-a părut... Și nu eu țip mai tare. Ginga așa, așa, da. Da, eu revin. Asta cu țipatul, am forțat noi lucrurile, dar bănuiesc că nu e așa. E o metaforă. O, sau, cum spui, o hiperbolă. O exagerare. Am exagerat. Cu țipatul, da. Oricum, foarte interesante întrebările și în... Întrebările? Tocmai ne-am felicitat pe noi. Da. Răspunsurile. Dar și întrebările noastre, ai văzut că au fost multe, ce puțin reporterii. Și nuanțate, da. Ne puteți răspunde. Au pus pe foarte multe întrebări, ceea ce e îmbucurător. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să ne răspundeți la toate întrebările din această întrebare, că e una singură, dar conține mai multe. La toate întrebările foarte bune ale noastre. Exact, cine ia decizii în casă, cine câștigă mai mult sau cine țipă la dumneavoastră acasă dacă cel care câștigă mai mult are mai mult avantaj așa în familie. Cei care au copil mic ar putea spune ăla mic țipă cel mai tare. Da. Și nici nu câștigă nimic. Corect, corect.